Seara aceasta ne vom uita la a doua parte a mesajului pe care am vrut să-l am pe subiectul harului irezistibil sau a chemării eficace. M-am gândit pentru început să vă prezint chemarea Evangheliei și chemarea eficace sau harul irezistibil în comparație. Da? Și pentru început aș dori să vă arăt modul în care am putea să diferențiem cele două chemări. Deci există o chemare externă a Evangheliei, o chemare pe care o face predicatorul și o lucrare sau o chemare lăuntrică a Duhului Sfânt. Și am vrea să fac diferență între astea două, da? O chemare care vine la ureche și o chemare care este lăuntrică pentru inimă, da? Am un fel de diagram aici, un fel de comparație între cele două chemări. Dacă vă interesează, vă pot da la Xerox. Dar mai important este să înțelegeți. Punem în comparație cele două chemări, da? Facem o paralelă între ele. Din punct de vedere al autorului acestor chemări, da? Și veți vedea că putem să gândim chiar singuri lucrurile astea. Cine este autorul chemării externe? Autorul chemării externe, da? Chemării Evangheliei, care se face prin predicare. Autorul este predicatorul. El cheamă oamenii, da? Nu avem pe Hristos în carne și oasă, nici pe apostoli, nici pe Duhul Sfânt care să-i cheme direct pe oameni, da? Chemarea externă a Evangheliei este făcută de predicator. Este făcută de predicator. Chemarea eficace este făcută de Duhul Sfânt. Este o lucrare lăuntrică, da? Oamenii obișnuiesc să folosească următorul limbaj când vorbesc despre harul irezistibil sau chemarea eficace. Am simțit sau m-am simțit cercetat. Sau deodată mi s-a deschis mintea. Dom'le, nu s-a deschis mintea singur. A fost o lucrare a Duhului Sfânt. El a auzit de multe ori predici și are multe ori predicatori. De ce nu i s-a deschis mintea duminica trecută sau cu trei duminici? I s-a deschis mintea în punctul respectiv pentru că a fost Duhul Sfânt, da? Din punct de vedere al autorului, o chemare este făcută de predicator, o chemare este făcută de Duhul Sfânt. Din punct de vedere al eficienței, chemarea externă a Evangheliei poate fi respinsă, da? Eu predic Evanghelia și am predicat Evanghelia și în aer liber, am predicat Evanghelia și în biserici, am predicat de multe ori Evanghelia. De cele mai multe ori Evanghelia este respinsă. De fiecare dată Evanghelia este respinsă dacă la lucru nu este și Duhul Sfânt. Ce spunea Ștefan? Voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt sau lucrării Duhului Sfânt prin Evanghelie, rostită printr-un om, printr-un predicator. Asta totdeauna e respinsă. De aia poate fi respinsă chemarea externă. În schimb, chemarea eficace, de asta o numim chemare eficace sau har irezistibil, ea cucerește rezistența din inima omului. A treia diferență. Chemarea externă se adresează minții omului sau vine la urechea omului, chemarea externă. De asta o numim externă. Ea vine la ureche și se duce la minte. Chemarea Duhului Sfânt este o chemare lăuntrică, care lucrează asupra minții omului, lucrează asupra voinței omului, lucrează asupra dorințelor omului. A patra diferență, direcția. Chemarea externă trebuie să se ducă la toți oamenii. Știți că marea trimitere pe care Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o fiecare dintre noi și suntem responsabili datorită ei, este să ne ducem la toate neamurile. Da? Ea este universală această chemare, trebuie să se ducă universal. În timp ce chemarea eficace este specială, ea lucrează în aleșii lui Dumnezeu. A cincea diferență. Responsabilitatea. De care suntem noi responsabili? Putem noi să schimbăm inimile oamenilor? Nu aveți dubii în privința asta. Putem noi să iluminăm pe oameni, să le deschidem mintea sau să-i facem să vadă frumusețea lucrării Domnului Iisus? Putem noi să-i facem pe oameni să urască păcatul? Putem noi să convingem pe un om să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos? Putem să-i prezentăm argumente pentru care poate să facă asta? Putem să-L motivăm, să-i spunem, uite mă, de ce ar trebui să crezi în Domnul Iisus? Dar la propriu eu nu pot crea starea de iubire în El. Eu nu pot crea starea de înțelegere. Niciunul dintre noi nu avem capacitatea asta. Noi putem să rostim anumite cuvinte prin care prezentăm niște argumente sau motivații. Dar cel care lucrează starea înăuntru este Duhul Sfânt, da? Este Duhul Sfânt. Responsabilitatea mea este în chemarea externă, să predic Evanghelia. Asta este responsabilitatea mea. Lucrarea Duhului Sfânt este să modifice, să transforme, să schimbe inima. Așa este diferența. Care este conținutul acestor două chemări? Conținutul chemării externe
Sunt niște vorbe prin care eu prezint Evanghelia. Ăsta este conținutul chemării externe. Niște vorbe prin care eu predic Evanghelia. Care este conținutul chemării lăuntrice? Invizibilă. Care este conținutul? Nu este doar vorbe, ci este putere. Este putere. Noi nu credem că Duhul Sfânt vine din nou și revelează vreo unuia Evanghelia sau Biblia. Stă el singur așa și vine Duhul Sfânt peste el. Și mai revelează încă o dată Sfânta Scriptură. Nu! Responsabilitatea de a prezenta Sfânta Scriptură este a mea și a dumneavoastră. Iar Duhul Sfânt vine cu putere. Însocește vorbele acelea cu putere. Și vom vedea, este un pasaj foarte frumos în Sfânta Scriptură, unde Pavel spune că Evanghelia noastră nu a fost propovedată nu numai cu vorbe, ci cu putere. Puterea cui era? Lui Pavel? Era putere de convingere? Nu, că el spune cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Era puterea Duhului Sfânt la lucru. Treaba lui a fost să vorbească. Iar responsabilitatea sau lucrarea Duhului Sfânt a fost să aducă putere paralel cu vorbele acelea. De aceea vorbele, predicarea numai care stă numai în vorbe, este fără niciun fel de folos. A șaptea diferență este în rezultat. Ce se întâmplă când noi chemăm oamenii la mântuire? Sau le spunem ceva despre Domnul Iisus? Simplu sau mai complicat? Omul devine informat. Însă când Duhul Sfânt îl cheamă și lucrează, omul este regenerat sau schimbat sau transformat. Duhul Sfânt nu vine doar să informeze oamenii. Și haideți să gândim lucrurile. Dacă oamenii ar fi mântuiți doar auzind chemarea Evangheliei, înseamnă că mântuirea ar însemna să fii informat, să ai niște idei în mintea ta cu care ești de acord. Deci dacă tu ai niște idei în mintea ta și ești de acord cu ele, înseamnă că ești mântuit. Și sunt anumite facțiuni, anumite, nu știu cum se numesc, partide în creștinism care spun că mântuirea constă în a auzi cuvântul adevărului și a fi de acord cu el. Dom'le, dacă ești de acord cu ce ai auzit, înseamnă că ești mântuit. Asta este credința. Nu este nevoie de lucrarea Duhului Sfânt ca să crezi. Dacă ești de acord, pur și simplu. Dom'le, sunt de acord. Nu. Chemarea externă, da, vine și informează. Chemarea eficace a Duhului Sfânt regenerează, schimbă, transformă, iluminează, eliberează voința. A opta diferență, natura acestor două chemări. Chemarea externă este o chemare naturală. Am putea să învățăm, dacă ar fi capabil un papagal de lucrul ăsta, un papagal să predice Evanghelia și n-ar fi nicio diferență între papagalul ăla și mine. Sau măgarul care l-a mustrat pe nebunul de Balaam. N-ar fi niciun fel de diferență. Dacă Dumnezeu vrea măgarul ăla să rostească Evanghelia, între el și mine n-ar fi niciun fel de diferență dacă eu n-aș fi însoțit de puterea Duhului Sfânt. Asta că eu aș fi o ființă rațională care rostesc lucrurile acelea și le-aș înțelege. Da? Asta ar fi o diferență majoră. Dar chemarea Evangheliei este o chemare naturală. Se adresează omului ca și ființă naturală. Da? Chemarea externă, Evanghelia. Este o chemare naturală. Este o chemare naturală. Chemarea eficace, harul irezistibil, este o chemare supranaturală. Este ceva ce eu nu pot să fac. De asta numim supranatural. E deasupra metodelor naturale. A vorbi este o metodă naturală. Se spune că, și cred că este adevărat evenimentul acesta, cred că George Whitefield ori John Wesley, nu mai știu exact, când predica un aer liber și ascultau mulțimi de oameni, erau și o grămadă de bajocoritori pe lângă, și unul dintre oamenii aceștia, care era un bețiv notoriu, atât de mult l-a urmărit pe omul ăsta, pentru că ei își repetau predicile la evanghelizări, i-a învățat o predică pe de rost. Și în timp ce predica una din predicile omului ăsta în bajocoră, îl imita, imita gesturile, se prostea și predica, Duhul Sfânt a venit cu o asemenea putere peste ăsta care predica asta, peste bețivul ăsta notoriu, bajocoritorul ăsta, încât el s-a pocăit la predica lui Whitefield, dar predicată de el în bajocoră. Pentru că Evanghelia are putere. Nu are putere datorită vorbelor. El făcea o activitate naturală atunci. Pur și simplu repeta ca papagalul ce a auzit la ăsta. Dar ce a fost în plus, spre deosebire de alte dăți, când el l-a bajocorit, a fost că acum a venit puterea Duhului Sfânt și a lucrat în viața lui. Am dat exemplul ăsta numai ca să înțelegem diferența între natural și supranatural. Eu rostesc acum niște cuvinte pe niște căi naturale, folosesc o metodă naturală, vorbirea, însă când aceste cuvinte au efect în inima dumneavoastră, acolo este lucrare supranaturală. A noua diferență este efectul. Este efectul. Să știți că mulți oameni dintre cei care aud Evanghelia sau Cuvântul lui Dumnezeu experimentează niște efecte sufletești. De exemplu, eu mi-aduc aminte, notabil pentru mine exemplul ăsta, nu pot să-l uit, mi-aduc aminte că am fost la o întâlnire în care un predicator a portretizat
suferințe Domnului Iisus Hristos la Calvar. S-a pus jos acolo și vă spun, vedeam cu ochii minții mele pe Iisus la propriu suferind. Nu era nicio cruce acolo, nu era niciun stâlp, s-a pus cu mâinile acolo în fața noastră. A început să plângă în fața noastră, s-a schimonosit fața, s-a înroșit, plângea și roaia de lacrimi și ne arăta cum Iisus era biciuit acolo la stâlp. Dar nu era la propriu niciun stâlp, nu era nici el legat, nu-l biciuia nimeni. Dar cu mintea mea a început să-i vizualizez ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos sau felul în care predicatorul credea că s-a întâmplat sau a avut loc suferințe de Domnul Iisus Hristos. Și a avut un impact sufletesc profund asupra mea. Nu am vorbit despre mânia lui Dumnezeu, despre cum a fost satisfăcută dreptatea sau sfințenia lui Dumnezeu sau cum a absorbit Iisus mânia lui Dumnezeu, nici vorbă despre asta, ci suferințele fizice ale Domnului Iisus Hristos. Asupra mea au avut un impact sufletesc foarte puternic. Am plâns când am auzit, da? Probabil că și dumneavoastră ați fi plâns și poate v-ar fi dat lacrimile dacă nu vă gândeați că acolo pur și simplu poate eu sunt amatoria unui predicator sau face show. Dom'le, îți stimulea sentimentele. Asta nu înseamnă că cineva care a auzit sau a văzut scena aia și a plâns este născut din nou. Poate să existe un efect, ce vreau să spun, poate să existe un efect sufletesc în viața noastră a Evangheliei. Și lucrul ăsta îl depistăm când suntem aici. Da, domnule, sunt și eu de acord. Te simți așa încântat de adevărul, simți că cumva te mișcă, dar ieși de aici și atât a fost. Nu s-a întâmplat nimic mai mult. Nu a avut niciun efect, și aici e diferența, duhovnicesc, a avut un efect sufletesc. Adică zici, sunt de acord. Mintea ta este de acord cu ce am spus eu. Ăsta e un efect sufletesc. Ăla e un efect sufletesc. Aia nu este o înțelegere duhovnicească, spirituală, a ce am spus eu. Este o înțelegere mentală, sufletească. Sau plângi la ce am spus eu. Ăla poate să fie un efect sufletesc. Nu este un efect duhovnicesc. S-ar putea și când plângi să fie un efect duhovnicesc. Da? Dar lucrarea Duhului Sfânt, spre deosebire de lucrarea externă a Evangheliei, merge de la sufletesc la duhovnicesc. Da? Lucrează în relația noastră cu Dumnezeu, transformă inima noastră, lucrează asupra inimii noastre, nu doar asupra sentimentelor sau asupra minții mele, sunt de acord cu adevărul ăla, mă simt mișcat în sentiment și atâta tot. Da? A 10-a diferență între chemarea eficace și chemarea externă este că chemarea externă este perceptibilă fizic. Da? Tu auzi cu urechile tale chemarea externă. Eu predic și tu auzi. Simplu, chemarea externă. Chemarea eficace, de asta o numim irezistibilă. Mulți oameni nu înțeleg de ce numim chemarea eficace irezistibilă. Da, înseamnă că Dumnezeu mă obligă să fiu mântuit, mă trage, vină spre mântuire. Nu vreau, vină mă spre mântuire. Nu asta înseamnă. Chemarea eficace sau chemarea irezistibilă înseamnă că omul care o experimentează nu o percepe ca să îi se poată împotrivi. Dumneavoastră mă puteți auzi acum și puteți să ziceți, domnule, eu nu sunt de acord cu ce spune fratele Andrei. Ai putea să spui lucrul ăsta. Nu sunt de acord cu ce spune fratele Andrei. Ai ascultat ce am spus eu, am folosit un argument și zici, nu sunt de acord cu argumentul ăsta. Fizic vorbind, ai gândit cu creierul, nu sunt de acord cu argumentul ăsta. Lucrarea Duhului Sfânt nu este în felul acesta. Lucrarea Duhului Sfânt este lăuntrică, este imperceptibilă, este secretă, ne transformă pur și simplu, ne face să fim de acord, ne luminează, ne eliberează, da? Am 11-a diferență. Pe ce se bazează? Care este temelia acestor două chemări? Care este temelia chemării externe, a Evangheliei? Temelia este marea trimitere. La chemarea externă. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toate neamurile. Asta este temelia. Da? Eu nu știu pe cine a ales Dumnezeu. Nu-i treaba mea să depistez pe cine a ales Dumnezeu. Este o aberație, este o erezie la propriu să spui că întâi trebuie să vezi cine a ales ca după aceea să-i predice Evanghelia. Nicăieri în Biblie nu există așa ceva. Nicăieri în Biblie. Ăsta este hipercalvinism sau ce vreți dumneavoastră. Nicăieri în Biblie nu există așa ceva. Deci, temelia chemării externe, predicării Evangheliei, este marea trimitere. Temelia chemării eficace, irezistibile, este planul veșnic al lui Dumnezeu. Adică Duhul Sfânt se duce să nască din nou, să cheme eficace, să aplice harul irezistibil celor care sunt aleși de Dumnezeu. Da? Duhul Sfânt poate să lucreze după planul veșnic al lui Dumnezeu, că numai Duhul Sfânt îl cunoaște. Noi nu îl cunoaștem. Și ultima diferență, care este starea voinței omului în privința celor două chemări? Când vine chemarea Evangheliei în mod exterior, omul are voință activă. Omul are voință activă. El o percepe, o respinge sau o primește. Cu mintea, da, el are voință activă. Poate să ia o decizie în privința aia. Da? Nu duhovnicească, dar poate să ia o decizie. În privința chemării eficace, voința omului este pasivă. Este pasivă. Că omul nu o percepe, nu are la ce să se împotrivească. Da? Voința omului este pasivă. De asta o numim irezistibilă. El nu are cum să o respingă pentru simplu fapt că voința este pasivă și nu o percepe. Aș dori acum în partea a doua a mesajului
să vă aduc câteva argumente în plus pentru această chemare irezistibilă sau pentru harul irezistibil sau pentru doctrina chemării eficace. Eficace. Primul argument pe care vi-l aduc este din Fapte 2 cu 39, unde Duhul Sfânt este promis tuturor celor chemați. Și aș vrea să gândiți puțin lucrurile. Lucrul pe care îl auzim frecvent este acesta. Dumnezeu cheamă pe toți oamenii. Acum, dacă eu, ce spun eu e adevărat și Dumnezeu cheamă pe toți oamenii, dacă Duhul Sfânt este promis doar celor chemați, dacă Dumnezeu cheamă pe toți oamenii, înseamnă că Duhul Sfânt este promis tuturor oamenilor, că toți sunt chemați. Auziți, Fapte 2 cu 39, făgăduința aceasta a Duhului Sfânt este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Pentru toți cei ce sunt. Dacă toți ăștia sunt toți oamenii de pe pământ, înseamnă că promisiunea aceasta a Duhului Sfânt este făcută tuturor oamenilor. Însă cine poate să demonstreze cu Biblia că promisiunea Duhului Sfânt este pentru fiecare om de pe planetă? Lumea nu vede pe Duhul Sfânt, nu poate primi Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus Hristos, nu percepe, nu dorește lucrarea Duhului Sfânt. Promisiunea e clar făcută pentru cei ce sunt chemați și vor fi mântuiți. Da? Duhul Sfânt este promis doar celor chemați. Chemați exterior prin Evanghelie? Nu, chemați mântuitor, doar ei au Duhul Sfânt, care ajung să fie mântuiți. Nu toți oamenii care sunt chemați exterior. Este vorba de o chemare care duce la mântuire. Care duce la mântuire. Al doilea argument. Starea de păcat a omului face necesar harul irezistibil. Eu sunt convins că chiar și acronimul ăsta sau acrostihul ăsta, ce-o fi el, tulipul ăsta, dacă nu se înțelege prima doctrină, nu înțelegi nimica după aceea. Dacă n-ai acceptat-o pe prima, n-are sens să mai discuți despre celelalte. Nu are sens la propriu. Am văzut oameni care zic, domnule, eu cred totala depravare din tulip. Nu o crez. Că dacă ai crede pe asta, trebuie să le crezi pe celelalte. Dacă tu înțelegi că omul este total depravat, este rob păcatului, iubitor de păcat, are mintea orbită de Satan, nu vede frumusețea lui Hristos, nu-L dorește pe Hristos, îl urăște pe Dumnezeu, nu-L caută pe Dumnezeu, dacă crezi asta, nu există nicio șansă ca un asemenea om să fie mântuit. Nicio șansă din partea lui. Singura șansă e ca să fie ridicat de acolo. Să fie eliberat de acolo. Nu există nicio șansă. Doctrina totală e depravare. Dacă ai înțeles doctrina totală e depravări, automat celelalte doctrine vin în lanț și le vei înțelege. Foarte ușor le vei înțelege. Dacă nu înțelegi depravarea totală, discuți la nesfârșit tot felul de doctrine. La nesfârșit. Al treilea argument. Dacă cei regenerați au nevoie de harul irezistibil, cu atât mai mult au nevoie cei necredincioși. Deci este un lucru foarte important. Cei regenerați au nevoie de harul irezistibil. Dumneavoastră aveți nevoie de harul irezistibil. Adică eu nu sunt în stare să produc nici măcar o dorință bună fără ajutorul lui Dumnezeu. Acum, în calitate de om mântuit. Demonstrație. Haideți să ne uităm la Sfânta Scriptură. Ce spune Biblia? Astfel, prea iubiților, știți pasajul. După cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Duceți mântuirea până la capăt, da? Asta trebuie să fac eu. Și motivația este dată, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și... Deci eu nu pot să am voința prin mine însumi ca om născut din nou fără Dumnezeu. Eu trebuie să voiesc să-mi duc mântuirea, eu trebuie să-mi duc mântuirea, să înfăptuiesc lucrul acesta, să voiesc și să înfăptuiesc. Dar spune, Dumnezeu lucrează noi și voința și înfăptuirea. Și unii zic, da, Dumnezeu lucrează noi și voința și înfăptuirea dacă eu vreau. Mai spune că El lucrează voința. Ce să vrei tu dacă El îți lucrează voința? Dar dacă eu accept, El lucrează acceptatul, Domnule. Că tu nu ai acceptatul fără Dumnezeu. Asta e ideea. 2 Tesaloniceni 1:11. Ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi, auziți, cu putere, orice dorință de bunătate. Ca eu să am o dorință de bunătate împlinită, este nevoie de puterea. Puterea cui? A lui Dumnezeu, că de asta se roagă lui Dumnezeu. Dacă eu aș putea să doresc binele fără Dumnezeu, de ce Pavel să mai roagă pentru asta? Dumnezeu ar putea să zic, mă, măcar să doriți lucrul ăsta. Am auzit oameni care zic, domnule, da, mântuirea este de la Dumnezeu, teologia arminiană clasică, acceptă că omul este total depravat, că este abilitat prin harul irezistibil, că credința este un dar de la Dumnezeu și pocăința este un dar de la Dumnezeu. Omul trebuie doar să vrea după ce a fost abilitat de harul lui Dumnezeu. Asta e teologia arminiană, ce auzim noi astăzi prin biserici, pelagianism pur. Da? Dar teologia arminiană spune, omul este total depravat, Dumnezeu dă har prealabil tuturor oamenilor și irezistibil, că dacă îl dă tuturor, da? Și îl au toți. Da? Așa? Oamenii trebuie
al treilea punct, ei să accepte harul ăsta lui Dumnezeu și atunci vor primi credință și pocăință de la Dumnezeu. Asta este teologia arminiană clasică. Trebuie să fim cinstiți când prezentăm poziția celorlalți, da? Dar ce spune pasajul ăsta? Ce spune pasajul ăsta? Că Dumnezeu a zis, Dumnezeu lucrează în noi orice dorință de bunătate. Spune, tu trebuie numai să vrei. Și ce se întâmplă când nu vreau? Dumnezeu lucrează în mine orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Credința e darul lui Dumnezeu și lucrările, faptele izvorâte din credința aceasta vin de la Dumnezeu. De ce spune că se întâmplă lucrul ăsta? Pentru ca numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos. Nu potrivit cu voința mea, nu potrivit cu decizia mea, nu potrivit cu hotărârea mea de a accepta harul lui Dumnezeu. Și acum, dacă noi regenerați, mântuiți, pocăiți de atâta zeci de ani de zile, avem nevoie după atâta mare de timp pentru o simplă împlinire a unei dorințe de harul lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu, ce spuneți despre omul ăla mort în păcatele lui, despre omul ăla orb, despre omul ăla legat la lanțurile întuneric, despre omul ăla robit de Satana? De ce are ăla nevoie? Are nevoie de puțin mai, de ceva mai puțin decât mine? Nici vorbă de așa ceva. Cu atât mai mult are nevoie el, dacă eu ca om născut din nou am nevoie de lucrul acesta, da? Cu atât mai mult are nevoie el. Al patrulea argument. Chemarea este eficace pentru că ea se face prin puterea și slava lui Dumnezeu. Ne-am uitat duminica trecută la pasajul acesta, 2 Petru 1 cu 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat Dumnezeu. Prin Evanghelie, spun unele texte. Dar unele mai spun ceva. Că Dumnezeu ne-a chemat pe noi creștinii prin slava și puterea Lui. Deci nu vine doar chemarea externă. Omul care este mântuit aude chemarea Evangheliei, fără doar și poate să întâmple asta. Dar odată cu chemarea Evangheliei vine puterea lui Dumnezeu care îl smulge din păcat, care îl iluminează, puterea lui Dumnezeu care eliberează voință, da? Chemarea este irezistibilă, este eficace pentru că la lucru este puterea lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. A cincilea argument. Chemarea aceasta este descrisă altfel decât chemarea cuvântului. De asta fac diferență între ele. Cu unii zic, domnule, nu credem că există o asemenea chemare eficace. Credem că există o singură chemare. Chemarea Evangheliei, care aia produce. Aia are, că zice, nu zice cântarea Evangheliei, are putere. Are putere dacă vine cu puterea Duhului Sfânt. Când viața unora nu are putere. Este descrisă altfel chemarea irezistibilă, harul irezistibil decât chemarea cuvântului. Chiar dacă de multe ori și la toți cei aleși vine împreună. Ia auziți, 1 Tesaloniceni 1 cu 5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. În general, Evanghelia e propovăduită cu vorbe. Dar în cazul lor, a tesalonicenilor, că despre ei vorbește, nu despre toți oamenii care au auzit Evanghelia, în cazul lor a fost propovăduită cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Deci n-au fost numai vorbe. Asta ar trebui să fie groaza oricărui predicator. Să fie durerea oricărui predicator. Și să fie rugăciunea oricărui predicator. Ca nu, atunci când predică, nu numai să vorbească. Că vorbe aruncate în vânt, auzim destule. Pot să fie vorbe biblice, doctrine biblice, dar fără putere. Fără putere, asta este dorința noastră cea mai mare. Să existe putere, da? Putere în vorbele pe care le spunem. Deci, vedeți, este o chemare care conține puterea lui Dumnezeu. Al șaselea argument. Există promisiuni necondiționate legate de această chemare. Necondiționate. Da? Chemarea Evangheliei trebuie acceptată. E o condiție. N-are niciun efect în viața ta decât dacă o accepți, chemarea Evangheliei. Chemarea eficace niciodată nu este condiționată. Uitați, de exemplu, Ioan 6:44. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage. Deci cum pot să vin la Fiul? Asta este chemarea eficace sau harul irezistibil sau chemarea puterii lui Dumnezeu. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Și nu zice Domnule, dacă el acceptă, o să-l învii în ziua de apoi. În proroci și citează, în proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat de Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Se întâmplă lucrul acesta. Chemarea aceasta, învățătura asta lui Dumnezeu sau învățarea, pedagogia de care ne face parte Dumnezeu, e spirituală și mă face să ascult și să vin la Fiul și voi fi înviat în ziua de apoi. Ioan 10:16. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Era o necesitate. Ele vor asculta de glasul meu. De unde știe Iisus că vor asculta de glasul meu? Noi am spune unele vor asculta. Iisus nu spune că unele vor asculta. Iisus spune am și alte oi, trebuie să le aduc, e obligatoriu să le aduc și ele vor asculta de glasul meu. Și va fi o turmă?
și un păstor. Nu e nicio condiție pusă aici. Ele vor asculta. Ele vor asculta. Chemarea Evangheliei ascultată de toți oamenii? Nu. Dar această chemare, această atragere este eficientă în cazul tuturor. În cazul tuturor. Următorul argument. Chemarea eficace se bazează pe alegerea lui Dumnezeu. Alegerea lui Dumnezeu. 2 Timotei 1:9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Auziți, nu după faptele noastre. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui. Pe ce se bazează chemarea lui Dumnezeu? De ce m-a chemat pe Dumnezeu pe mine în felul în care m-a chemat? Zice, după hotărârea lui. Dacă toți ar fi chemați cum am fost eu chemat, înseamnă că toți sunt hotărâți de Dumnezeu. Deci toți sunt predestinați, dar dintre ăștia predestinați, hotărâți unii se duc în iad, că au respins chemarea. Ceea ce este o aberație, nici arminienii nu spun așa ceva. El ne-a mântuit, ne-a dat o chemare sfântă și chemarea aceasta se bazează, este după hotărârea lui Dumnezeu și după harul care ne-a fost dat, ne-a fost predestinat în Hristos înainte de veșnicii. Și care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a dus la lumină viața și nepotrizirea prin Evanghelie. 2 Tesaloniceni 2:13. Noi să frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, căci de la început v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Auziți, ne-a ales de la început pentru mântuire. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Este o chemare prin Evanghelie care se bazează pe alegerea la mântuire. Zice, ne-a ales la mântuire, iată la ce ne-a chemat. Întâi a fost alegerea și pe baza acestei alegeri, pe baza acestei alegeri a fost aplicată această chemare eficace. Arminianismul spune, Dumnezeu alege pe unii pe care a prevăzut că ei vor crede. Da? Pe unii care a prevăzut că ei vor crede. Atunci, chemarea aceasta ar trebui să se refere la toți oamenii. Da? Sunt chemați toți oamenii, dar spune că chemarea aceasta se bazează pe alegerea unora, pe ăștia care i-a ales la mântuire. Înseamnă că i-a ales pe toți, dacă îi cheamă pe toți. Chiarii sunt la ce, se face referire la aceeași categorie de oameni. I-am ales pe ăștia, de aceea spune i-am chemat. Dacă Dumnezeu îi cheamă pe toți, înseamnă că i-a ales pe toți. Că vorbește despre aceeași categorie, alegerea și chemarea. Alegerea și chemarea. Penultimul argument. Harul irezistibil este condiția primirii mântuirii. Nu voința omului condiția primirii mântuirii. Este voința omului activă în mântuire? Este. Voința omului este activă în mântuire, dar ea este mișcată de Duhul Sfânt, este prelucrată de Duhul Sfânt, este eliberată de Duhul Sfânt. Eu când am fost mântuit, am vrut să fiu mântuit. Da, deci să nu spunem niște aberații din astea care n-au niciun fel de temelie biblică. Că voința noastră nu există mântuire. Nu, voința noastră nu inițiază mântuirea. Voința noastră nu este factorul decisiv în mântuire. Asta este altceva. Dar tu când ai crezut și te-ai întors la Dumnezeu, te-ai întors cu o voință activă, da? Ce n-a fost activ este când Duhul Sfânt te-a înviat. Ce n-a fost activ a fost când Duhul Sfânt te-a chemat. Atunci n-ai fost activ. Dar după ce Duhul Sfânt te-a chemat, te-a atras, te-a luminat, după aceea voința ta a devenit activă. Da? A devenit activă. Harul irezistibil este condiția primirii mântuirii. Auzi ce spune Scriptura. Fapte 16:14. Una dintre ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Asta e chemarea. Chemarea externă a Evangheliei. Ea asculta și auziți, Domnul se face diferență. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte. Nu este o luare aminte. Ea asculta deja. Este o luare aminte duhovnicească. Deci ea asculta, e chemarea externă. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spunea Pavel. Și a fost mântuită. A fost chemarea externă, a auzit Evanghelia la Pavel, dar a fost și o lucrare lăuntrică. Domnul i-a deschis inima, nu Pavel i-a deschis inima prin Evanghelie. Domnul i-a deschis inima. Da? Asta este chemarea eficace. Ca cineva să poată fi mântuit, trebuie să îi deschidă inima Dumnezeu. 2 Corinteni 4:6. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Și două versete antecedente vorbește despre oamenii care sunt orbiți de Dumnezeu veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Nu pot să vadă slava lui Hristos oamenii aceștia. Slava lui Dumnezeu în persoana și în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ca să poți vedea lucrarea minunată a lui Dumnezeu, trebuie să ai mintea și inima, spune aici, luminată. Domnul a deschis inima, Domnul a luminat inima. Eu nu mă pot lumina singur. Și vorbește despre oamenii care au ajuns să fie mântuiți. Fapte
2 cu 37. Se predică Evanghelia, Petru predică Evanghelia și au zis diferența iarăși dintre chemarea externă și lucrarea lăuntrică. După ce au auzit aceste cuvinte rostite de Petru prin Evanghelie, ei au rămas, nu s-au străpuns singuri, nu i-a străpuns Petru, ci au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Când există o lucrare autentică a Duhului Sfânt, nu trebuie să-i inviți 15 minute pe oameni ca să îi permită lui Dumnezeu să-i mântuiască. Nu trebuie să-i manipulezi cântând corul, mai dând odată refrenul sau cântând trupa de traumă și fraudare. Nu-i nevoie de asta. Nu-i nevoie. Cele mai multe evanghelizări de astăzi sunt o demonstrare a faptului că lipsește cu desăvârșire lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că predicatorul încearcă să facă lucrarea Duhului Sfânt. El să-i convingă, el să le străpungă inimă. Domnule, predică cu credincioșie Evanghelia, cheamă-i pe oameni la Hristos, cheamă-i să se pochească și să creadă și lasă pe Duhul Sfânt să-și facă lucrarea. Nu încerca să te bași tu în lucrarea lui, că oricum nu o poți face. Și mai e și penibil pe deasupra. Și mă pui pe mine să fac episoadele astea cu apologia. Romani 10 cu 20. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice: am fost găsit de cei ce nu mă căutau. Cum adică să găsească cineva ce nu-l căuta? Am fost găsit de cei ce nu mă căutau. Și auziți cum au fost găsit? M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. S-a băgat Dumnezeu în viața lor? Pavel, mă las să intru în viața ta, mă las să te opresc. Vezi că urmează o scenă dramatică pe care o să o țin minte toată viața ta. O să zbor imediat de pe ce călărești tu sau unde te afli. Nu l-a întrebat. S-a făcut de cunoscut celor ce nu întrebau de el. Celor ce nu întrebau de el. Celor ce nu-l căutau. Dar eu, tu trebuie măcar să-l cauți. Ar trebui să-l cauți, dar noi nu-l căutăm. Noi îl urâm, noi fugim de el. Și ultimul argument. Harul irezistibil este un har care produce rezultate. Dacă chemarea asta sau harul ăsta irezistibil ar fi o chemare numai externă, este de neînțeles de ce Biblia arată că chemarea aceasta produce anumite rezultate. Vă dau câteva pasaje. Credincios este Dumnezeu care va chema la... Vedeți, se adresează întotdeauna credincioșilor. Va chema la părtășia cu Fiul Său. Au toți oamenii părtășie cu Fiul Său? Se vorbește de o chemare care produce ceva. Ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său. N-au toți oamenii părtășie cu Fiul Său. Galateni 5 cu 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Și nu faceți din slobozenia aceasta o pricină ca să trăiți pentru firea pământească. Efeseni 4 cu 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. A produs ceva în ei. Coloseni 3 cu 15. Pacea lui Hristos la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup. Noi nu chemăm oamenii să vină la în trupul lui Hristos, noi chemăm la mântuire. Asta e o chemare eficace care, vedeți câte binecuvântări dă. Părtășia, chemați la părtășia cu Fiul Său, chemați la slobozenie, chemați la o singură nădejde, chemați să alcătuiască un singur trup. 2 Timotei 1 cu 9. Ia auziți, ne-a dat o chemare sfântă, 2 Tesaloniceni 2 cu 14. Iată la ceva chemat el prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Erau deja mântuiți, 1 Petru 2 cu 9. Și i-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Cum ne-a chemat din întuneric? O zis, ieșiți din întuneric. Un sinonim ar fi, ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Sau cum spune în Coloseni, ne-a transferat din împărăția întunericului. Ne-a strămutat, ne-a mutat, ne-a scos, ne-a eliberat. Dumnezeu nu face oferte și invitații. 1 Petru 5 cu 10. Dumnezeu oricărui har, oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică. Dumnezeu oricărui har. Harul irezistibil. Vedeți? Har ne-a chemat în Hristos la slava sa veșnică. A produs ceva harul ăsta. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Păi dacă toți îți chemați, nu-i ferice de ei. Că unii sunt iad. Nu dacă toți îți chemați. Au zis, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Cine-ți fericiți? Cine să-i chemați? Păi am mântuiți. Numai ei ați fericiți. Dacă ar fi toți chemați cu chemarea aceasta, toți ar fi fericiți. Toți ar avea lucruri despre care se spune că aparțin doar credincioșilor. Că aparțin doar credincioșilor. Acestea sunt câteva argumente pe care am vrut să vi le dau în seara aceasta pentru doctrina harului irezistibil. Unii încearcă să schimbe această definiție sau această expresie, să îi dea alte etichete ca să nu fie așa de, pare așa agresivă. Har irezistibil. Domnule, cum să jignești
voința omului și să spui că omul, că omul suveran, stăpân pe destinul său, nu poate să reziste lui Dumnezeu. Ce mare pagubă. Cum spunea John MacArthur într-o predică la un moment dat, zice, oamenii l-au ofensat toată viața lor pe Dumnezeu. Să fie și ei măcar ofensați acum odată cu adevărul lui Dumnezeu, nu? Toată viața trăiesc ofensându-L pe Dumnezeu și eu mă tem că îl ofensez pe om, fiindcă am zis har irresistibil. Uite, domnule, ce l-am deranjat că am zis că harul lui Dumnezeu, nu poate el să carte harul lui Dumnezeu în picioare și să-i reziste. Ce deranj mare am făcut. Implicațiile, vreau să închei câteva implicații. Implicațiile practice pentru noi trebuie să fie enorme. Și deranjul meu față de propria mea persoană, nemulțumirea mea față de propria mea persoană este că doctrinile harului nu au impactul care ar trebui să-l aibă în viața mea. Asta e deranjul meu cel mai mare, asta e problema mea cea mai mare. Problema noastră și durerea noastră ar trebui să fie că învățăturile acestea prețioase ale reformaților, doctrinile acestea ale harului, ale harului de foarte multe ori nu lucrează irezistibil în noi. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să facă să lucreze. Care implicații practice ar trebui să fie pentru noi? În primul rând, curajul în rugăciune. Dacă tu crezi că Dumnezeu se poate oriunde duce, la oricine, și poate lua inima de piatră și să facă așa, să o topească ca pe ceară, simplu, așa ca o flacără să facă ceara să se scurgă într-o secundă. Poate Dumnezeu asta sau nu? Asta spune harul irezistibil. Pe mine mă poate respinge omul, dar pe Dumnezeu nu-l poate respinge. Pe Duhul Sfânt nu-l poate respinge. Mă înțelegeți? Dacă crezi în asta, cum ar trebui să te rogi? Cum ar trebui să te rogi pentru frați? Ca să fie sfinți, ca Dumnezeu să producă accelerat prin harul irezistibil lucrarea Duhului Sfânt, desfințire în viața lor. Ce curaj în rugăciune ar trebui să avem. Avem un Dumnezeu suveran care poate interveni oricând. Avem un Dumnezeu suveran care se poate duce la oricine, oriunde. Cum ar trebui să ne rugăm? N-ar trebui să ucidă sub nicio formă doctrinile harului Duhul de rugăciune. Da, păi dacă numai unii să alegi, de ce să te rogi? Doamne, dacă Dumnezeu nu e suveran, de ce să te rogi? Imaginează ce penibil ar fi să mă pun pe rugăciune, Doamne, te rog să mântuiești băiețelul meu de 5 ani. Dar de fapt el cred că nici nu prea înțelege ce spunem noi, da? Știu că trebuie să mă rog pentru copiii mei, sau pentru băiețelul meu de 10 ani, sau pentru copilul meu de 20 de ani, care deja au plecat din familie de credincioși. Te rog să-l mântuiești. Dar de fapt el a respins Evanghelia, de ce să mă mai rog să-l mântuiești, că oricum tu nu poți să faci nimic dacă el nu-ți dă acceptul. Mai are oare sens să mă mai rog? Hai măcar mai dai o șansă. Ce? Cum te-ai rugat consecvent dacă n-ai crede că Dumnezeu poate să-L scoată, Doamne, de acolo, să-L învie, să sufle peste El, Duh de viață, cum Hristos a strigat pe Lazar? Eu n-aș avea nicio putere de rugăciune. Deci nu pot să-mi imaginez cum un arminian sau semi-pelagian consecvent să roagă pentru mântuirea celor de la mine. Nu pot să înțeleg. La propriu. De ce te mai rogi dacă ani de zile, poate zeci de ani, s-au făcut oferte și El le-a respins pe toate? Dacă a avut parte de explicații clare ale Evangheliei și El le-a respins, la ce te mai rogi Dumnezeu? Totul depinde de voința Lui. Asta spune predicatorii, asta spune evangheliștii la evanghelizare. Depinde de voința ta. Dă-i voie lui Dumnezeu, permite lui Dumnezeu. Normal am înțeles, domnule, ăla e consecvent să roagă de audiență. Ăla e consecvent, ăsta e arminian consecvent. Ăla să roagă de audiență, el nu se roagă lui Dumnezeu, să roagă de audiență. Când se pune pe genunchi, l-ar ridica pe genunchi. Domnule, nu mai bagi jucurii pe Dumnezeu. Că tu știi că Dumnezeu nu poate să facă nimic în plus decât ce a făcut până acum. Tu, singurul lucru pe care tu poți să-l faci, să te mai duci să-mi predici tu odată Evanghelia, dar lui Dumnezeu n-ai ce să-mi spui. Dacă noi, frați și surori, credem cu adevărat în această lucrare a harului irezistibil, să ne rugăm pentru lucrul acesta, are implicații practice chiar și pentru ridicarea slujitorilor. Ne rugăm pentru ei să fie slujitori care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și predică Evanghelia curat și fac lucrarea lui Dumnezeu după cuvântul lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să-i ridice. De asta Hristos a spus, uitați secerișul, mare e secerișul, puțin sunt lucrătorii, ce faceți? Păi faceți o școală teologică și încercați să le spălați creierile astea și să-i convingeți că își chemați la lucrare. Nu! Rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată, să ridice lucrătorii Secerișului. Are Dumnezeu o putere, are Dumnezeu o putere și pe orice predicator adevărat, slujitor adevărat, care a fost chemat de Dumnezeu la slujire, l-ați întrebat cum a fost chemat, veți vedea că e o lucrare a harului irezistibil acolo. Dumnezeu îl împiedică în absolut orice, nu că n-are minte și cum nu se pricepe la nimic, așa duce și el să facă bani în slujire. Nu! Dumnezeu l-a cremat irezistibil în slujire. Curaj în rugăciune. Frați și surori, curaj în rugăciune. 2. Îndrăzneala în evanghelizare. Nu are niciun fel de importanță că te resping oamenii. Niciun fel de importanță. Tu ar trebui să te duci setat așa. Uite-l pe ăsta. Măi, ăsta e atât de împotrivitor că-l știi deja. E atât de orb, ăsta e rob satanii. Ăsta nu înțelege nimic din ce spun eu. Ăsta, ba mai mult, să uită la mine, poate mă disprețuiește, poate mă urăște că îi spun la nu știu câta oară. Pe tine nu trebuie să te intereseze. Ar trebui să aștepți.
poate să împlinește acum 1 Tesaloniceni 1 cu 5. Evanghelia a fost provădită numai cu vorbe, ci cu putere. Și să aștepți ca puterea dumnezeiască să coboare peste el. Ar trebui să fie curaj în evanghelizare. Că știi că odată cu chemarea Evangheliei este posibil și de multe ori vine harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu la lucru. Puterea de viață a lui Dumnezeu, puterea de înviere. Îndrăzneală în evanghelizare, îndrăzneală în evanghelizare. Da, ne trebuie înțelepciune, dar ne trebuie și îndrăzneală. Și avem îndrăzneală numai dacă credem că Dumnezeu intervine. Cum te duce? Cum te duce să-i spui unuia și să-i spui: băi, eu știu cât de împetrit e asta, ce curaj ai avea să te duci să-i spui din nou? Îi spun, numai că mi-a zis Dumnezeu să-i spun, dar cum îl văd pe ăsta de împietrit, ăsta cred că nu mai dă Dumnezeu nicio șansă, l-a lăsat în voia minții lui blestemate. Nu. Eu nu așa gândesc. Eu gândesc că Dumnezeu poate interveni oricând. Și poate sub ochii mei să-l învie pe omul ăla la viață. Asta ar trebui să ne dea o îndrăzneală și un curaj fantastic în evanghelizare. A treia implicație, pasiune în închinare. Pasiune în închinare. Cum ar trebui tu să te rogi și să lauzi pe Dumnezeu oricând te-ai pus pe genunchi? Ori de câte ori vezi oameni nemântuiți în jurul tău, ori de câte ori vezi oameni împietriți în jurul tău, lucrul acesta ar trebui să stârnească în inima ta un profund sentiment de închinare, autentic de închinare. Și autentic numai dacă recunoști că mântuirea ta stă în mod decisiv în mâna lui Dumnezeu. Că decizia care a făcut diferența nu a fost a ta, ci a fost a lui Dumnezeu. Atunci e o închinare pură, autentică. Doamne, Tu m-ai scos. Nu m-am scos eu. Doamne, nu eu am decis. Tu m-ai făcut să decid. Am decis, dar fiindcă Tu m-ai făcut să decid. Cum, ce blasfemiatoare sună rugăciunea asta? Doamne, îți mulțumesc că Te-am ales. De ce îi mulțumești că Tu l-ai ales? Mulțumește Ție că Te-ai ales singur. Nu Te-a ales Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai ales. Și că fiindcă El m-a ales, L-am ales și eu, da? Pasiune în închinare. Pasiune în închinare autentică. A patra implicație. Străduință în sfințenie. Frați și surori, dacă Dumnezeu lucrează în noi orice dorință de bunătate, orice lucrare izvorită din credință, dacă El lucrează credința noi, dacă lucrează pocăința noi, dacă El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, cum, Domnule, ne dă Dumnezeu tot ce privește viața și evlavia? Prin puterea Lui, dumnezeiasca Lui putere. Lucrează și după momentul mântuirii, prin harul irezistibil, tot ce privește viața și evlavia. Ar trebui să fim sfinți. Calviniștii, reformații, ar trebui să fie cei mai sfinți. Să-și dea toate silințele, mai mult decât toți ceilalți. Pentru că ei cred nu că fac asta prin propriile puteri. Că vine la un moment dat să fie obosit, dar spui, Dumnezeu mi-a promis că prin puterea Lui dumnezeiască, prin harul irezistibil, mi-a dat tot ce privește viața și evlavia. Voi fi sfânt. Că m-a chemat Dumnezeu să fiu sfânt și mi-a promis că mă sfințește. Voi fi sfânt. Voi încerca mai mult să fiu sfânt. Îmi voi da, cum spune Petru, toate silințele să fiu sfânt. Toate silințele. Voi lupta până la sânge împotriva păcatului, că e harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. Nu știu, dacă Dumnezeu vrea să mă sfințească, o să mă sfințească, dacă nu, nu. Nu, Dumnezeu ți-a spus deja că vrea să te sfințească, te-a chemat prin cuvântul Lui la sfințenie și ți-a spus că dă și puterea Lui ca să fii sfânt. Străduință în sfințenie, străduință, silire. Zice Pavel, îmi place cuvântul ăsta. Știu că unii calviniști ar fi deranjați de... Dar ăștia nu sunt calviniști. Ăștia sunt niște aiuriți care au învățat o doctrină care le place din doctrinile Harului și se consideră calviniști, nu sunt calviniști. Calviniști care au alergie la străduință, la silire. Pavel spune, ne silim să-i fim plăcuți Lui, dar mă silesc fiindcă El lucrează în mine. De asta mă silesc. Și fiindcă știu că lucrează în mine, mă silesc în lucrul acesta. A cincea implicație. Reformarea metodelor evanghelistice. V-am spus de atâtea ori lucrul ăsta, cred că v-ați plictisit deja, dar asta ar trebui să reformeze foarte puternic evanghelizările. Foarte puternic ar trebui să reformeze evanghelizările. Metodele de evanghelizare. Dacă crezi în lucrarea Harului lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, nu te apuci de manevrat oamenii. Nu te apuci. Chiar ieri am primit un mesaj de la un tânăr descurajat, depresiv, că își dea seama că s-a botezat recent și că el nu are niciun fel de pasiune pentru nimica. Dar în timp ce s-a cântat corul sau ce-a cântat trupa, s-a simțit și el nu știu cum, o ieșit acolo, o plâns puțin și o ieșit afară și era la fel. Asta e evanghelizare sufletească. Asta e evanghelizare sufletească. Obligați oamenii să ia niște decizii fără ca să fie născuți din nou. Da? Asta ar reforma fundamental metodele evanghelistice. Și în ultimul rând, lucrul acesta ar trebui să ne facă răbdători. Răbdători. Dacă eu cred că Dumnezeu lucrează prin harul irezistibil, ar trebui să am răbdare din orice punct de vedere. Să am răbdare cu frații, să am răbdare cu cei necredincioși pe care îi evanghelizez, să am răbdare cu copiii mei, să am răbdare cu soția mea, cu soțul meu, să am răbdare. Mă rog
îi expun la metodele Harului cât ține de mine și cât pot eu, fiecare dintre noi, cât ne dă Dumnezeu Harul acesta, și am răbdare. Spune, de ce oamenii ăștia, auzi întrebările astea mereu, mă, omul ăla a făcut asta, de ce nu odată nu știu ce face? Mă, dar tu crezi că el poate să facă prin puterea lui? Tu crezi că el poate să facă prin puterea lui? De ce îți pierzi răbdările? Nu crezi tu și spui tu că tu ai, și tu ai convingerea aceasta că Dumnezeu trebuie să lucreze, că Dumnezeu trebuie să-l scoată, că Dumnezeu trebuie să-l modifice, că Dumnezeu trebuie să-l transforme. De ce ți-ai pierdut răbdarea? Vă mai pierdeți răbdarea? Ne mai pierdem, nu? Să mișcă cam greu. Lucrarea lui Dumnezeu avem noi, câteodată impresia. Trebuie să, într-adevăr, trebuie să trăim în tensiunea aceasta. Ne folosim de toate metodele Harului, predicăm Evanghelia în adunare, mărturisim pe Hristos altora, ne rugăm, îi expunem pe copiii noștri, pe toți cei cu care avem contact acestor metode Harului, dar în ultimă instanță, cu răbdare, cu credincioșie, trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Ca Dumnezeu să lucreze. Implicațiile sunt enorme, practice, acestea sunt doar câteva. Dumnezeu să ne dea credință multă în lucrarea Lui suverană. Amin.